Teama de radiație a ajuns și în România. Vânzările de pastile cu iod au înregistrat creșteri spectaculoase, mai ales în București. Specialiștii atrag însă atenția că o pastilă cu iod nu e suficientă ca să rezolve problemele apărute după expunerea la radiații. Ba chiar, luate după ureche, duc la apariția cancerului. Până acum, farmaciștii abia vindeau o folie de pastile cu iod pe lună. De câteva zile, oamenii cumpără în 24 de ore cutii întregi. Unele farmacii au început să-și facă rezerve. În cazul producerii unui dezastru nuclear, majoritatea farmaciilor din Târgu Mureș sunt pregătite să administreze populației medicamente care conțin iod. Pastilele cu iod costă între 12 și 20 de lei cutia. Doza normală este mult mai mare pentru prevenirea radiației. Este stabilită în funcție de kilogram corp, vârstă și zona în care se află, de la 60 de miligrame la 120 de miligrame. Carența sau excesul au efecte nocive asupra organismului, mai ales în cazul cardiacilor și a celor care au probleme cu glanda tiroidă. Iodul nu e un medicament minune în cazul contaminării radioactive. Tratamentul trebuie făcut țintit, cu substanțe stabilite clar de protocoalele medicale. În cazul unui accident nuclear în zona României, singurul spital în care oamenii pot fi tratați corespunzător este cel de la Cernavodă. Aici există 16.000 de doze de iodură de potasiu. Aceste medicamente nu fac altceva decât să prevină apariția cancerului tiroidian. Trebuie însă luate la timp, înainte de producerea unui accident nuclear, în timpul accidentului sau la maxim 24 de ore după producerea lui. Din păcate, însă, stocurile de astfel de tablete sunt limitate și se găsesc doar în zona Dobrogei. În primul rând, astea le avem prin bunăvoința centralei și a primăriei. Așa au ajuns la noi. Sunt valabile până în luna 9, 2016. După această dată, dacă nu sunt folosite, pastilele trebuie aruncate și stocul reînnoit. Asta s-a întâmplat și în cazul Direcției de Sănătate Publică din Constanța. Stocul de aici a expirat, așa că acum au solicitat noi doze.